Bolnavii care au nevoie de transplant se plâng că spitalul AKH din Viena nu-i mai pune pe listele de așteptare, cum s-a întâmplat ani de zile. Este și cazul unui bărbat suferind de plămâni din Năvodari, care avea singura speranță la medicii din capitala Austriei. Mi s-a aprobat actele pentru transplant. Am venit la DSP la Constanța, le-am depus. Actele au făcut demersurile necesare pentru Viena, au trimis actele la Viena, au venit în decembrie primul răspuns că nu au locuri, au invocat că nu au locuri, au mai făcut o nouă scrisoare în ianuarie DSP-ul, au tot așa au invocat că nu au locuri. Vasile Bocai a fost refuzat de două ori de clinica AKH din Viena, odată în decembrie anul trecut și a doua oară în ianuarie anul acesta. Suntem puțin debusolați în privința șanselor. Acum așteptăm noi variante. Mira lui Dumnezeu. Starea pacientului din Năvodari se deteriorează pe zi ce trece. Boala de care suferă cu plămânii evoluează de la rău la mai rău. Sunt dependent de două aparate de oxigen și un CPAP, care sunt obligat să stau cel puțin 18 ore pe zi cu ele. Deci nu pot să mă deplasez. Simt că obosesc din ce în ce mai greu, respir mai greu. Ministrul Sănătății Florian Bodog a subliniat că problema transplantului pulmonar nu va putea fi rezolvată în timp scurt, urmând să aibă loc o întâlnire pe această temă cu specialiștii în domeniu, cu reprezentanții Agenției Naționale de Transplant, dar și cu primarul general al capitalei. Ministrul Sănătății și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea Agenției Naționale de Transplant și a afirmat că se află și în legătură cu alte clinici din străinătate care fac transplant pulmonar, însă nu poate să avanseze un termen pentru remedierea situației.